Planurile pentru sărbători sunt amuzante. Luatul prea în serios le face solicitante. Gândurile perfecțiunii sunt hipnotizante și fac omul să vrea să facă mai mult decât poate. Dar să înghesui multe într-un scurt timp înseamnă presiune la început de anotimp. Sperând să trăiești ca într-o reclamă sau clip, ajungi să smulgi părul și să vrei să dai skip. Așa că go with the flow și Crăciun și anul nou. Sunt momente de trăit așa cum vin, nu e un show. Nu e concurs, nu e nevoie de tumbe. Lasă-ți picioarele pe unde vor ele să umble. Tu doar du-te, fericit, deschis, cu voie bună. Că fiecare zi îți dă ce-ți trebuie în mână. Indiferent de ce crezi tu că vrei. Dacă oamenii te vor, du-te cu ei. Dacă te trezești singur, trebuie să stai tu cu tine. Profită de ocazie și lasă-te în bine. Sărbătorile sunt momente de care ne bucurăm, nu tablouri perfecte prin care să ne impresionăm. Cu gândul că vin sărbătorile și oamenii cumva reușesc să fie agitați pe subiect chiar și într-un an ca ăsta, Cosmin dominte. Eu cred că pentru bucurie nu există plan. Și abia aștept să nu știu ce urmează să fac.